Cosmos TV. Cosmos TV. Aole. Mă rog, era al lui Dan Claudiu Tănăsescu ăla, dar de fapt Vadim era bossul. A fost al lui Dan Claudiu Tănăsescu după prima seară, când i s-a spus lui Cornel Vadim Tudor că nu poate să facă politică fără un moderator la un post de televiziune. Că el a vorbit, eu m-am uitat în prima seară. Încă eram nebunit să văd un pic de scandal și știind că pe Vadim nu-l va opri nimeni acolo, că-i postul lui. Și l-a turuit de seara și până dimineața, împroșcând toată clasa politică. A doua seară a intervenit CNA-ul și a spus, doamne, nu se mai poate. Trebuie să aveți un moderator. Altfel nu există chestiunea asta că e postul tău și tu vorbești pe el toată. Trebuie să fie o grilă, o structură. Și atunci au pus repede la cale el și cu câțiva oameni, de care probabil și Dan Claudiu Tănăsescu ăsta, care era o fantomă până la urmă. El a fost adus doar ca să spună că nu-i postul lui Vadim. Atenție! Da. Și au pus la cale o grilă și ți-am spus, a doua sau a treia seară, nu mai știu sigur, a apărut o moderatoare, mă. O femeie așa între două vârste, cu față de vânzătoare, care la ora 8 când s-a deschis emisia, ei nu emiteau până atunci. A apărut, a zâmbit și a spus în seara noastră de spectatori, era așa un fel de Carmen Rădulescu mai purie. Și a zis, în această seară invitatul emisiunii noastre este domnul senator Corneliu Vadim Tudor, în seara domnul Vadim. Vadim răsfoia niște foi. Deci mă dea mâna în gură să-și umezească degetul, să mai învârte niște dosare. Nu s-a uitat în cameră când a pus imaginea pe el. Alături de domnul senator Corneliu Vadim Tudor mai avem și alți invitați. Și a arătat vreo 4 cioclii, toți de la PRM, îmbrăcați în negru, identici, de ziceai că e de la Ku Klux Klan. Aia stăteau alături ca să-l aplaude pe Vadim. Bun, aia văzând că Vadim încă mai are puțină treabă cu aranjatul dosarului, am mai încercat să mai fac o frază. Și a zis, acestea fiind spuse, dragi telespectatori, dezbaterea din seara aceasta se numește nu știu cum și are ca temă așa, domnul senator Cornel Vadim Tudor va vorbi despre... Și Vadim între timp a terminat de răsfuit alea și le aranjase el într-o anumită ordine și a zis, păi, dar tu ai o limbariță, păi că dacă te-ar lăsa pe tine lumea să vorbești, n-ai mai tăcea până dimineața, firai al dracului să fii. Ai început să vorbești tu acum, la emisiunea asta. Și aia săracă a început să plângă, bă. Bine, Vadim a luat încet așa, cu ce gură are, ce limbă zici. Bă, n-am a făcut o albie de porci, când s-a ambalat un pic. Da, așa aia săraca a început și nimeni n-a mai văzut-o de atunci, niciodată. În următoarea seară a apărut în postura de moderator însuși Dan Claudiu Tănăsescu și a spus, în seara, lângă mine se află domnul senator Cornel Vadim Tudor, vă rog, domnul Vadim. Și gata, a vorbit până dimineața, cioclii erau lângă el și din gând în gând, păi da, nu e așa? Și a arătat pe ăia care dădeau toți din cap în același timp. Deci de asta erau ei acolo, ca să-i mai dea cât un dosar, că Vadim nu putea să se întindă chiar pe toată masa, știi, aveau 150 de dosare și atunci le-am tins un pic acolo în spațiu. Aia erau, bineînțeles, fiecare avea 20-30 de dosare sub labă și când Vadim cerea ceva, aia se întindeau peste cameră, bineînțeles, ăsta de un clip nu se mai vedea nimic, cu sacou unuia de ăla, îi dădea, mulțumesc, zicea Vadim, tu de așa, ați percutat la timp, nu știu ce, și continua el. Asta a fost. Până când s-a închis televiziunea, pentru că la un moment dat nu s-a mai înțeles cu Dan Claudiu Tănăsescu. Ăla o fi vrut și el să aibă o seară a lui, nu știu. S-a închis televiziunea, ce păcat. Aia era televiziune, fraților. Cosmos TV. Da, și aveau sediu într-o fostă casă de cultură, foarte aproape de cimitirul eroilor și de cimitirul Belu. Acolo era, într-un subsol, fraților. Era era Cosmos TV-ul. Un subsol care fusese magazie. Pe vremuri acolo se țineau steagurile alea pe care le scoteau de ziua lui Neanicu și de 23 august activiștii și le agățau peste tot. E, acolo și-au construit ei platoul de filmare, într-adevăr. Era spectacol. Aveau emisiune despre șerpi și broaște testoase, Cosmos TV. Aveau, da. Mai aveau un fel de matinal la care, evident, reluau ce se discutase cu o seară înainte la emisiunea lui Vadim, mai spuneau moderatorii, da, are perfectă dreptate, adică și când nu era de față, atitudinea era aceeași. Erau seri, într-adevăr, când el nu venea, pentru că era plecat, nu știu pe unde, nu stătea acum fiecare seară a vieții lui la televizor. Dar venea 2-3 seri pe săptămână, era acolo.
cum avea ceva de spus era acolo.